Conform specialiștilor, există câteva alimente pe care ar trebui să le consumăm mai des în funcție de vârsta pe care o avem. Noi îți detaliem principiile unei diete sănătoase, încă de la vârsta de 20 de ani până la 61. Dacă ai vârsta de 20 de ani, iaurt, masa musculară se oprește din creștere pe la vârsta de 30 de ani. Așadar, ca să menții acest curs este foarte potrivit să mănânci iaurt, este plin de calciu, iar în genere cei care au vârsta de 20 de ani au nevoie de 1000 mg de calciu. Pe lângă iaurt mai există și alte produse bogate în calciu care ajută oasele și compensează lipsa mare de calciu, precum laptele și brânza. Ouăle sunt cunoscute pentru vitamina D, de unde extragi doza de calciu de care ai nevoie. De preferat este să îl consumi măcar la o masă din cele 3 pe zi. 2. Dacă ai vârsta de 30 de ani, seminte de floare a soarelui. Semintele de floare a soarelui sunt recomandate pentru a minimaliza daunele oaselor, ajutând la flexibilitatea lor și a articulațiilor. Motivul principal pentru care sunt eficiente se datorează faptului că acestea sunt abundente în acizi grasi sănătoși omega-3. Sparanghel. Sparanghelul este cunoscut ca fiind o legumă foarte bună în procesele de detoxifiere. Are o putere magică cu care reduce grasimea de pe abdomen și care îmbunătățește digestia. 3. Dacă ai vârsta de 40 de ani, linte. Lintea este recomandată pentru a accelera metabolismul oamenilor de 30 de ani, dar ar trebui consumat mai des de cei care trec peste 40. Cu 30 de grame pe zi poate fi mult mai eficient să pierzi din greutate decât ținând o dietă complexă. Piept de pui la gratar. La vârsta de 40 de ani, șansele de a face diabet sunt foarte ridicate. Proteinele slabe pot ajuta la fluctuațiile limita din corp. Cele mai multe diagnostice de diabet se întâlnesc la cei cu vârste cuprinse între 40 și 64 de ani. În conformitate cu cele mai recente date naționale de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. 4. Dacă ai vârsta de 50 de ani, brânza cottage. La vârsta de 50 de ani este important ca în unul din meniurile de mâncare să existe o sursă din care să extragi 200 mg de calciu, printre care și brânza cottage. Este preferată de cei care doresc să își mărească masa musculară. Somon. Un risc la care sunt predispuși oamenii după vârsta de 55 de ani este atacul de cord, fiind considerat cel mai sănătos peste. Somonul este foarte bogat în acizi grasi omega-3 esențiali pentru o sănătate puternică. 5. Dacă ai vârsta de 60 de ani, peste, alături de crustacee sau moluste, sunt bogate în vitamina B12. Această vitamina poate fi găsită în foarte multe mâncăruri gătite din animale, doar dacă nu ești vegetarian. Facând parte din cele 3 vitamine B, poate ajuta la reducerea nivelului de aminoacid.